Domnul Traian Băsescu, la interviul de PS News, vă mulțumesc foarte mult, domnule Băsescu, pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și trebuie să vă spun că este pentru mine o noutate să fiu la o agenție tânără. Domnule președinte, ați surprins în ultima perioadă cu declarații referitoare la justiție, ați vorbit despre arestări fără discernământ. Ați spus că un om ținut arestat 5-6 luni devine o victimă pentru că el va fi condamnat de către judecători din solidaritate cu procurorii, punctând faptul că, citez, sunt procurori și judecători corupți, tot așa cum sunt oameni politici corupți. Prima mea întrebare este punctuală. Aveți cunoștință de vreun procuror sau judecător corupt? Doamnă, am aceleași cunoștințe pe care le aveți și dumneavoastră, cele din spațiu public, cu arestări, cu urmăriri penale, cu intervenții în instanțe. Deci același lucru îl știu și eu, pe care îl știți și dumneavoastră ca certitudine. În același timp știu foarte bine că a fost un obiectiv al mandatului meu discutat în CSAT, ca justiția să poată să-și facă treaba, iar dacă există elemente de corupție și în justiție, cum sunt, slavă Domnului, în politică, în afaceri și așa mai departe, să fie declanșată lupta și împotriva segmentului corupt din justiție. Deci sunt convins că nu avem un segment perfect în societatea românească, cum nu sunt perfecte nici în țări mult mai dezvoltate. Dar la noi se pare că este puțin cam mare cangrena și trebuie limitată la o acoperire rezonabilă. Pe de altă parte, veți fi de acord că atunci când Traian Băsescu spune sunt procuror și judecător corupți, nu e ca și când ar spune un om simplu sau un jurnalist. Da, dar v-am dat explicația pe care v-am dat-o și exemple avem de la Înalta Curte de Casație în jos. Cum avem și în politică exemple de la guvern în jos. Deci, ați avut o postare la sfârșitul săptămânii trecute pe Facebook, dură ca exprimare, imbecililor, opriți-vă. Așa este. Era vorba despre modificarea asta care a stârnit multe controverse în spațiu public, adoptată în plenul Senatului, înlocuirea sintagmei suspiciune rezonabilă cu indicii temeinice la dispunerea arestării preventive din codul de procedură penală. Care e pericolul? Deci, în opinia mea, pericolul este numai unul politic, unul de discreditare chiar a politicului care face lucrul acesta. De ce? Pentru că indiferent care e sintagma utilizată, indicii rezonabile sau indicii temeinice, tot judecătorul va decide. Sunt vorbitor de limbă română ca și dumneavoastră. Ce v-aș atenționa însă, formularea corectă este să fie probe care să îndreptățească la a se concluziona că sunt indicii rezonabile. Deci și sintagma noului cod de procedură penală cere probe pentru a se genera acele indicii rezonabile. Dacă citim articolul 202, aliniatul 1, ne dumirim că cei care vorbim limba română vom înțelege prin ambele sintagme același lucru, pentru că, repet, sintagma cu indicii temenice. Cu indicii temenice este precedată de cererea de a exista probe pentru ca judecătorul să poată dispune una din măsurile premergătoare începerii procesului, adică arestare, arest la domiciliu sau control judiciar. Deci, vorbitorii de limbă română sunt convins că nu, la o analiză serioasă, nu fac deosebire între abordările pe care le au politicienii. Tot mintea judecătorului va fi cea care va decide, iar
în postarea de pe Facebook la care faceți referire, eu spun, nu aici este problema. Problema este ca judecătorul să nu asculte o singură parte, deci numai procurorul. Problema este ca judecătorul să fie atent dacă procurorul a pus și elementele în favoarea inculpatului, nu numai cele în defavoare. Problema este ca judecătorul să nu fie ținut de nimic. Să nu aibă nici presiunea procurorului, să nu aibă nici presiunea SRI-ului, să nu aibă presiunea nimănui, nici a politicului. Pentru că SRI-ul pune o presiune? Da, eu aici utilizez declarația șefului departamentului juridic de la SRI, care a spus că după ce înaintează informările, pe urmă urmăresc până la finalizare un astfel de proces. E, cum îl urmărești? Stând în sediul SRI-ului, nu, în mod categoric, există contactul cu judecătorul, cu procurorul, cu... Deci, ce mi-aș dori eu și așa scriam și în postarea de pe Facebook, judecătorul să fie absolut liber, odată, el să fie atât de liber încât pentru el opinia publică să nu fie un element de presiune. Pentru că am văzut toți, dincolo de ce enumeram mai înainte, o cerere de arestare în care nu sunt prezentate toate aspectele și cele favorabile inculpatului, o urmărire de către SRI a dosarului. Mai este elementul celălalt care a fost generat tot de procuror, și anume scăpat la presă elemente din dosar, numai cele defavorabile inculpatului. Și atunci se creează opinia publică. O opinie publică ce nu trebuie să apese pe umerii judecătorului când decide arestarea preventivă a cuiva. Sau chiar când decide măsuri mai blânde, cum ar fi restricții de a părăsi București, de a părăsi țara. Deci, cred că pasul următor în justiție este așezarea judecătorului pe locul lui Dumnezeu. El să fie judecătorul suprem al faptelor și nu influențe, nu altceva. De cât timp ați sesizat această tendință, domnule președinte? Deci eu am sesizat-o, a se manifesta foarte agresiv în ultimele 6 luni, trebuie să recunosc. A fost o olimpiadă a cătușelor. Sunt convins că mulți dintre cei care au fost scoși cu cătușe se vor apăra și se va schimba imaginea în timpul procesului. Poate am exagerat spunând mulți, dar sunt destui care au fost plimbați cu cătușe pentru spectacol. Și acest lucru dăunează la credibilitatea justiției, chiar dacă acum dă o mare satisfacție opiniei publice. Dar trebuie să gândești întotdeauna fenomenele în perspectiva lor. Vreau să ne imaginăm cum ne vom uita la această perioadă, la această olimpiadă a cătușelor, nu mai târziu de 5 ani. Un denunț suficient ca să te scoată din DNA cu cătușe și cu televiziunile anunțate și cu tot tacâmul făcut. Și poate omul ăla nu-i vinovat, este un denunț cu câteva elemente și poate în instanță întoarce punctul de vedere. Spuneați că în timpul mandatelor dumneavoastră nu exista o astfel de practică a arestării. Dădeați exemple de politicieni care au fost cercetați în libertate. Toate procesele mari de politicieni, când mă refer la procese mari, mă refer la implicarea unor politicieni proeminenți. Fie că a fost vorba de Voiculescu, de Năstase, de fostul ministru al agriculturii, Mureșan, de Codruț Sereș, de Pantiș, de cine vreți, au fost judecate în libertate. Este adevărat, care este marele
dezavantaj al acestei modalități democratice de a face justiție. Dezavantajul este că gloria o ia judecătorul și nu procurorul. Și aici este, cred eu, și un conflict de între decența justiției și dorința de a epata. Pentru că dacă procurorul nu îl arestează pe cel pe care îl inculpă, nu îl propune la arestare și nu îl scoate la reținere cu cătușe, el a pierdut ocazia gloriei. Ea va fi marcată pentru judecătorul care peste 3 ani, peste 5 ani, peste 8 ani condamnă. Și se pare că aici avem o mică problemă de concurență. Cine face justiție? Iar eu spun indiscutabil, judecătorul este justiția. Peisajul ăsta hollywoodian pe care descrieți, competiție, olimpiadă... Da, nu-l vedeți și dumneavoastră? Este... Vedeți, s-a petrecut totul după terminarea mandatelor dumneavoastră. Bun, arestări au fost și în timpul mandatului meu, dar nu în forma aceasta atât de spectaculoasă. Domnule președinte, o știți cu siguranță, aveți mulți detractori, îi auziți în fiecare zi, se lansează un fel de AMR, cât a mai rămas până când lui Băsescu însuși și se va întâmpla ceea ce vedem la televizor. Cât timp doamna Udrea era în arest, se spunea că dumneavoastră ieșiți public de teama că domnia sa ar putea să facă niște denunțuri care v-ar incrimina chiar pe dumneavoastră. Aveți o temere? Nu. Nu am nicio temere, doamnă, pentru că n-am încălcat niciodată legea. Sau dacă am făcut-o, n-am făcut-o cu bună știință. Pot să fiu neglijent, dar în niciun caz un om care să fi aranjat ceva cu bună știință să fie ceva ilegal. Neglijența se plătește și ea. Se plătește și ea, categoric. Dar sper că nu sunt elemente de neglijență în activitatea mea. Ce am vrut să subliniez a fost că nu există factor intențional în a fi făcut vreodată ceva ilegal. Mai mult decât atât, nu există om care să poată spune că a făcut cu mine un aranjament pentru bani. Că l-am sprijinit la ceva pentru că mi-ar fi dat ceva. Că nu există. Deci eu, în ce privește pe doamna Udrea sau pe oricine altcineva, nu am nicio îngrijorare. Dincolo de faptul că nu am nicio îngrijorare în principiu, știind că nu pot exista afirmații serioase că aș fi fost implicat în ceva ilegal. Mai este un lucru. Doamna Udrea nu e tipul de om care să încerce să-și salveze pielea prin delațiuni. Am văzut-o toți. Este, după mine, un om onest și care crede în dreptatea lui. Nu are nevoie să încerce să-și scape pielea prin delațiune. Ea a fost victima delațiunii. Să sperăm că va reuși să-și rezolve problemele acestea în instanță. A existat o relație cauză-efect între prezența în închisoare a Irenei Udrea și unele dintre ieșirile dumneavoastră publice? Deci aș fi necinstit dacă aș spune că nu. De ce? Pentru că la doamna Udrea, vrând nevrând, cred că știu dosarul la fel de bine ca avocații. Cum asta? L-ați studiat? L-ați... Nu l-am studiat, dar am discutat mult cu avocații și că n-am avut acces la dosar. Însă am văzut și cererile de arestare, motivarea arestărilor. Am văzut mult. Deci știu bine că totul se învârte în jurul acelei povești cu geanta. Ori acea poveste n-a existat. Sunteți sigur că n-a existat? Eu sunt convins că nu a existat acea poveste. Spuneați că vă veți duce să o vizitați? Sau într-o zi, când o să aibă, cred că acum are cea mai mare nevoie de liniște. După ce a stat 72 de zile într-o celulă destul de mică, am înțeles,
Cred că ce trebuie acum este să vadă că poate sta singură într-o cameră. Într-o cameră mare. A ei, da. Ce din ceea ce veți discuta ar putea interesa spațiul public? Nimic. Nimic. Pentru că eu voi discuta cu doamna Udrea când ne vom întâlni, când o să am ocazia să o vizitez, lucruri care o privesc pe ea, în primul rând. Am și eu să-i spun destule, chiar cu campaniile acestea de presă pe care le-a dus prin angajații dânsei, știi? A fost mai neliniștită, zic eu, decât ar fi trebuit să fie, mai activă decât ar fi trebuit să fie. Pe de altă parte, am înțeles-o foarte bine. Era acoperită de o ploaie de informații scăpate, chipurile din dosar, și trebuia să se apere într-un fel sau altul. Campania de presă dusă și prin domnul Cristoiu, așa, uitându-ne la televizor. N-aș nominaliza un jurnalist anume. Ba, cred că domnul Cristoiu a stat destul de țapăn pe principii într-o mare de acuzații. Unde a greșit doamna Udrea ducând această campanie de presă din închisoare? Nu. Știți, în raport cu realitatea, probabil că nu avea ce să facă pentru a nu sfârși absolut devorată de presă. Pe de altă parte, când ești într-un proces penal, într-o investigație, nu e cel mai bun lucru să ieși public. Am înțeles foarte bine de ce a făcut-o. A făcut-o pentru că la rândul parchetul strecura către presă foarte multă informație din dosar care deforma realitatea dosarului. Deci nu i-aș face o vină, dar în mod categoric sper că în continuare va fi o atmosferă în care să nu mai fie nevoie să se apere public. În intervenția doamnei Udrea de duminică seară de la B1 TV, domnia s-a precizat că Laura Codruța Căveșii, arestând-o, a câștigat popularitate. Aici citez, Căveșii a țintit corect înspre mine din punctul de vedere al strategiei de imagine. Credeți că asta e o declarație care îi face bine sau rău Elenei Udrea? Nu, n-aș comenta, n-aș vrea să devin comentatorul Elenei Udrea, chiar dacă a fost partenerul meu politic. Dar ar fi putut să fie asta o metodă de câștigare a popularității de partea doamnei Căveșii și ce părere aveți? Avea nevoie doamna Căveșii și să câștige popularitatea arestând-o pe Elena Udrea? Nu știu, eu zic că în mod normal n-ar fi avut nevoie doamna Căveșii, dar nici nu mă contrazic analiza Elenei Udrea. Dar subliniez, doamna Căveșii n-ar fi avut nevoie sau n-ar fi trebuit să aibă nevoie de o asemenea popularitate. Elena Udrea spunea că știe un judecător de la Înalta Curte care a arestat la comandă. Am o mare rugăminte, nu mă puneți să comentez toate declarațiile doamnei Udrea. De acord cu dumneavoastră. Nu. Punct. A vorbit despre acest judecător deci cu dumneavoastră? Vă rog să punem punct întrebărilor. E gravă tema. Deci nu mă puneți în situația de comentator. Când o să aveți ocazia să vorbiți cu doamna Udrea, cu siguranță o să vă dea un răspuns. Domnule președinte, la cine v-ați referit dumneavoastră atunci când spuneați, la sfârșitul lunii aprilie, că sunt câțiva lideri ai justiției care cred că le vor mai da un mandat Ambasada Statelor Unite, Ambasada Olandei sau altele? M-am referit la liderii justiției, liderii actualei justiției și proba să știți că n-a venit de mult. Când am văzut însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite, mergând fără reținere la Parlament și ținând cont de declarația domnului Zgonea, că a fost vorba de o intervenție pentru nemodificarea codului de procedură penală, chiar am spus ceva în neregulă. Și nu pentru că astfel de discuții nu pot să aibă loc, ci pentru faptul că ele s-au făcut ostentativ. Adică însărcinatul cu afacerea Statelor Unite chiar s-a dus peste șeful uneia din camerele Parlamentului
și a cerut răspicat ceva. Astfel de discuții de regulă există sau pot exista, dar ele se petrec discret, fără a da impresia că vine o ambasadă peste Parlament. Deci aici cred că a fost o greșeală. În timpul mandatelor dumneavoastră au existat astfel de discuții? Niciodată n-a existat o discuție cu mine legată de ce să facă cineva sau ce să fac eu. Și o spun cu toată tăria. Nu a existat niciodată. Au mai existat teorii pe care le avansau unii. Președintele a primit mesaj să atace pe Putin sau să atace Moscova. Niciodată n-a îndrăznit nimeni să vină să-mi spună ar trebui să faceți declarația asta. Ar trebui să aveți poziția asta. Sunt 10 ani în care n-am văzut așa ceva, dar acum mi s-a părut exagerat ce s-a întâmplat cu vizita direct la Parlament. O ultimă întrebare legată de justiție. Durata reținerii de 72 de ore, o propunere a doamnei Căveșii, cum vi se pare? Nu mi se pare rea și eu am susținut-o și în proiectul de revizuire a Constituției. Pentru că aici putem găsi și explicația unor abordări pripite ale procurorilor în care cer arestarea. Și aici aș vrea să rotunjim foarte clar lucrurile. Procurorii nu arestează. Ei doar rețin în primele 24 de ore. Ar avea nevoie de 3 zile, de 72 de ore, pentru a-și contura mai bine punctele de vedere. În momentul în care l-ai reținut pe inculpat, ceasul merge cu o viteză extraordinară în care trebuie să se scrie o cerere de arestare cu motivarea. N-ai timp să-l asculți, poate dacă ar fi 72 de ore, ar fi chiar în favoarea inculpatului. Sau și în favoarea inculpatului, pentru că ar putea fi chemat de 2, de 3 ori, așa îl cheamă o singură dată când l-a adus la DNA, după care ia decizia să-i pună cătușele. Dacă procurorul ar avea o zi, două în plus, cred că ar fi și în favoarea celui care este supus anchetei. Probabil că ați văzut și dumneavoastră stenogramele cu Teodor Atanasiu, situația tensionată la care s-a ajuns. De ce râdeți? Mi se pare amuzante aceste stenograme? Da, am mai trecut prin relația cu liberalii. Aduceți-vă aminte ce efort politic uriaș am făcut ca să pot să-i dau lui Călin Popescu Tăriceanu mandatul de prim-ministru. Nu? Pierduse alianța, da, alegerile și totuși m-am implicat în negocieri pentru crearea unei majorități să-i pun un mandat de prim-ministru în mână. Ce făcea după câteva luni, scria bilețele, intervină la parchet, pe urmă suspendarea președintelui, pe urmă dat afară chiar PD-ul care s-a dus să fuzioneze cu ei, dat afară din guvern. Deci, în liberal nu trebuie să ai încredere. Asta e părerea mea. Ce ați face dumneavoastră în contextul acesta, dacă erați lider al PDL? Nu, și eu aș fi încercat să calmez lucrurile, pentru că ce să faci acum? Să spui, după ce te-ai dus cu Traista în băț, să spui, luați-mă și pe mine în istoria voastră. Acum ce să faci? Nu mai vreau în istoria aia și am ieșit afară? Nu mai. Trebuiau calmate lucrurile. Dar i-aș fi cerut capul lui Atanasiu, indiscutabil. Cine are de câștigat în urma acestui scandal? Are de câștigat vechiul PDL sau PMP-ul? Există vreo posibilitate de apropiere? Nu. Cred că singurul câștigător a fost Predoiu, pentru că a primit reconfirmarea faptului că va fi prim-ministru dacă PNL-ul câștiga alegerile. Credeți că asta echivalează cu reconfirmare pentru Cătălin Predoiu? Bineînțeles, pentru că am văzut declarațiile pe urmă. Ar fi foarte greu acum, după acest eveniment, ca, să zicem, la anul, PNL-ul să se întoarcă. Păi raportarea la declarațiile lui Atanasiu ar fi cutremurătoare pentru ei, ca fiind oameni care nu țin cuvânt.
Îl cunoașteți foarte bine pe Vasile Blaga și pe ceilalți da. Vechi lideri influenți din cadrul PD. Credeți că va reuși domnul Blaga să treacă peste acest scandal? Trebuie să treacă. Acum discutăm pragmatic. Astfel de incidente probabil se vor mai și repeta, chiar dacă vor ajunge sau nu în spațiu public, dar liderii PDL-ului, cine crede că sunt niște naivi pe care o să-i învârtă pe deget, se înșală. Deci sunt oameni cu experiență politică și convingerea mea este că ce a făcut Atanasiu acum cu asistența doamnei Gorghiu, care și ea, fără să spună direct, lăsa de înțeles că are dreptate Atanasiu, nu se mai poate repeta. Nu-i văd pe liderii PDL înghițind a doua oară un asemenea afront. Asta e. Domnule Băsescu, ținând cont de faptul că în ultimul timp ați fost, sigur, și veți fi probabil în continuare o țintă pentru o parte a presei, faceți obiectul multor discuții, dumneavoastră și apropiații noastre, pentru că vorbim de apropiați, care mai e relația cu fratele dumneavoastră? Relație ca între frați. Mai bună decât atunci când era asta Cotroceni? Păi am mult mai mult timp, adică pot să-l și vizitez, atunci nu aveam timp. Acum vorbim. Așteptăm în continuare ceea ce spuneați că ne veți dezvălui în legătură cu dosarul său. Da, mai am nevoie de puțin timp sau în orice caz trebuie să găsesc și momentul potrivit. N-a venit încă momentul potrivit. Traian Băsescu, despre care toți adversarii politici spun că este un om care și-a consolidat foarte bine statutul și rețeaua de colaboratori, apropiații, se simte vânat astăzi? O să vă spun un lucru mult mai simplu. Știi, văd veselia de la parchetul general, văd veselia de pe la posturi de televiziune. N-am sentimentul neapărat că sunt vânat, ci am sentimentul că niște oameni reprezentând pe fond mânia rămășițelor fostei noastre societăți încearcă acum să se răzbune pentru neputința lor din timpul când eram în funcție. Și uitați-vă, dacă luăm televiziunile, figuri ilustre precum Abraham sau Bolcaș sau servitorii lui Voiculescu sau oamenii lui Ghiță. Pur și simplu sunt într-o campanie furibundă de denigrare a mea, a familiei mele, a mandatelor mele. Uitați-vă la parchetul general. Deci pentru mine erau instigări, Băsescu la pușcărie. Zilele trecute a fost declarația premierului. Ne-am îndeplinit pe jumătate mandatul. Udrea la pușcărie. Trebuie să-l îndeplinim 100% și Băsescu la pușcărie. Nu se sesizează nimeni. În schimb, la o declarație pe care eu am făcut-o ca reacție la declarația lui Firea, este un dosar penal pentru șantaj. Doamne, cum o-i putea să o șantajez eu pe Firea, nu știu, dar probabil îmi vor explica procurorii. Până la urmă, or să-mi bagi în cap cum e cu șantajul în disputele politice. Va fi unicul astfel de dosar, da? Și eu sunt unic. I-am enervat în mod unic. Sunteți unic, dar nu se vorbește doar despre un dosar în cazul dumneavoastră, despre mai multe. Se reia tema redeschiderii unui dosare. Din câte știu, aveam, când am câștigat prima dată mandatul de președinte în 2004, aveam circa 700 de plângeri penale de la proprietarii de chioșcuri. Și mai erau vreo 200 de plângeri penale de la chiriașii
din imobile pe care le-am retrocedat. Sigur că e ușor oricărui procuror să spună acum, redeschidem tot. O să vedem. Au diverse proceduri după redeschidere. Da. Vă așteptați să se redeschidă? Mă aștept, pentru că asta e. În cazul Cășuneanu, în cazul caselor restituite de la primărie? În orice se pot redeschide. Le așteptați cu seninătate? Aștept cu încredere. Acum, domnule președinte, în anii dumneavoastră de mandat, ați avut o parte a presei apropiată de dumneavoastră, crezând cu înflăcărare în ceea ce afirmați ca președinte și ca un politic, și de la tribuna aparatului prezidențial și dumneavoastră ca un politic. Lucrurile s-au mai schimbat acum. Să fie doar faptul că nu mai sunteți la putere, ceea ce a determinat să întoarcă armele. Nu știu sau... și probabil cel mai bun lucru este să întrebați pe ale, ei. Le duceți dorul acelor oameni care erau lângă dumneavoastră? Nu, pentru că niciodată nu le-am cerut să mă sprijine. Nu există ziarist în România care să poată spune am avut o discuție cu Traian Băsescu și m-a rugat să-l susțin. Nu există așa ceva. Deci au făcut-o voluntar, au plecat voluntar. Nici n-am făcut nimic să-i aduc lângă mine. Nici n-am făcut nimic să-i opresc să plece către alte opțiuni. Până la urmă, eu consider că e un proces firesc aproape. Cel de la care așteaptă acum este Iohannis, dacă așteaptă ceva. De la mine au așteptat condamnarea comunismului. Am făcut-o, au așteptat predarea dosarelor fostei securități. Am făcut-o, sunt predate 3 milioane de dosare, au așteptat deschiderea arhivelor naționale, am făcut-o, au așteptat predarea dosarului Dunărea de la SIE, s-a predat, au așteptat noi coduri penale, avem 4 noi coduri penale, au așteptat o justiție mai exigentă față de corupție, o avem, singura mea îngrijorare este să nu devină exagerată în acțiune. În rest, nu putem spune că justiția din 2015 mai este cea din 2004. Pentru tot valul de arestări, așa, în reflectoare, cum le numeați dumneavoastră, trebuie să se termine mandatul dumneavoastră. Ca nu, eu n-am cerut nimănui să aibă un anume comportament, deși am avut câteva ieșiri publice când au fost astfel de situații, în care am dat semnalul că trebuie temperate. Era în timpul domnului Morar, dacă vă aduceți aminte. Am avut astfel de ieșiri. În general, nu sunt un adept al arestării dacă nu e necesară. Și s-a dovedit că marile dosare ale politicilor s-au judecat în libertate. Altfel, pentru că îmi spuneți ce am mai așteptat de la mine, am consolidat, am dat politicii externe românești o linie fără dubii. Aduceți-vă aminte cum era politica externă românească în 2004, că nu se știa prin ce bărci stăm, iar la sfârșitul mandatului meu este o linie de politică externă fără dubii, pe care se poate construi și un alt portofoliu de relații. Dar important pentru mine a fost să nu existe dubii în ceea ce privește opțiunile noastre de politică externă. Este anul 2016 un an electoral pentru dumneavoastră? Nu. Deloc? Nu, deloc. Ceea ce nu înseamnă că nu mă voi pronunța public. În legătură cu... Viața de zi cu zi, că... Ca cetățean, ca... Ca cetățean, ca... Un politic. Ca fost președinte, dar vreau să am statutul de om liber. Să știți că n-am fost un om liber cât timp am fost președintele Atenție, României. Când spuneți acum vreau să am statutul de om liber, mulți se vor gândi poate că vă temeți de perspectiva unei arestări. Nu, doamne, liber să vorbesc. Am înțeles. De-aia am vrut să faceți această precizare. Da. Vreau să am statutul unui om liber să se exprime public, liber să-și dea cu părerea cum sunt toți ceilalți români. Ca cetățean liber, ce așteptați din partea președintelui Iohannis? Să continue.
Să continue. Dânsul a spus punct și de la capăt. Viața îi va arăta că nu se poate punct. Nici eu n-am putut să pun punct după epoca Iliescu. Și am continuat. În timpul lui Iliescu s-a intrat în NATO. Eu am consolidat poziția României în NATO. În timpul lui Iliescu s-a negociat aderarea. Eu am semnat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. În timpul meu s-au făcut progrese uriașe în justiție. Dar justiția e departe de a fi perfectă. Trebuie să continue. Să schimbe ceva? Nu. Acum trebuie să înceapă lupta pentru așezarea judecătorului acolo unde este locul. El nu poate fi un partener al procurorului, cum declara doamna Stanciu. Nu poate fi. Pentru că mâine se întreabă și avocatul, dar de ce judecătorul nu e și partenerul meu? Judecătorul este partenerul legii și a conștiinței lui. Atât. În rest nu e partener cu nimeni. Există... Și acest lucru trebuie dezvoltat ca... Și eu sunt convins că dezbaterea publică pe care am provocat-o cu privire la justiție va ajuta la... va ajuta societatea să înțeleagă ce înseamnă de fapt un sistem de justiție. Și că singurul care face justiție este judecătorul. Puterea judecătorească înseamnă judecătorii. Nu și procurorii, nu și avocații. Este important, domnule președinte, ca România să aibă un șef la SIE? Este, dar nu e vital. De ce este important? Serviciile de informații românești sunt integrate în toate sistemele NATO și în afara unor sisteme NATO. Participă la conferințe, participă la întâlniri, participă la schimburi de experiență, participă la operațiuni. Important este ca partenerii să vadă că există un factor politic, un civil, care spune asta e linia, pentru că atunci li se dă garanția că va continua. Un general va fi oricând supus ordinului, deciziei politice. Și nu este el cea mai puternică garanție a parteneriatului viitor. Decizia politică este cea care face ca un serviciu să se integreze într-o structură, în alta, să aibă priorități de cooperare cu serviciile unei țări sau alteia, să nu aibă cooperări cu serviciile altei țări și așa mai departe. Ori lipsa omului politic la astfel de întâlniri, lipsa omului politic din fruntea serviciului pune niște semne de întrebare. Dacă când o veni politicianul, mai rămân valabile deciziile pe care noi le-am luat cu generalul care îl înlocuiește? Domnule Traian Băsescu, există multe teorii referitoare la dumneavoastră. Una dintre ele este că aveți întotdeauna un plan de rezervă. Că în ceea ce îi privește, de exemplu, pe doamna Căveși sau pe doamna Stanciu, sunt niște aspecte în care, citeam pe undeva, le aveți la mână, între ghilimele, am încheiat citatul. Exclus. Eu n-am plecat de la președinție cu dosarele cuiva în buzunarul meu. În afară de faptul că cel puțin în acest moment nu cred că doamna Stanciu sau Codruța Chioveși ar putea fi acuzate de ceva. Am văzut și eu în presă tot soiul de speculații. Nu au nicio legătură cu realitatea. Felul în care veți comunica de aici înainte va fi unul mai degrabă defensiv sau ofensiv? Ați vorbit în mai multe rânduri despre nevoia de apărare a mandatului dumneavoastră. Da, păi să nu credeți că mi-l apăr ca mielul. Mi-l apăr fiind uneori și agresiv dacă este nevoie. Și pentru că spuneați de întotdeauna un plan de rezervă. Recunosc că niciodată nu mi s-a întâmplat să declanșez o acțiune politică în care să nu am și o alternativă. Ori de ieșire, ori de continuare pe altă cale.
Păi, așa m-am format. Eu sunt comandant de navă. S-ar putea să intri în zonă de ghețari. Tot trebuie să ajungi la destinație. Și trebuie să decizi. Treci prin zona de ghețari sau ocolești zona de ghețari. Apropo de Titanic, știi? Cei de pe Titanic n-au avut noroc. Știți de asemenea gluma respectivă. Care e, păstrând metafora dumneavoastră legată de zona de ghețar, care e ghețarul lui Traian Băsescu acum? N-am un ghețar, nu. N-am un ghețar. Pur și simplu mi-aș fi dorit să am o terminare a mandatului, o ieșire din mandat mult mai liniștită. După cum ați observat, după ce mi-am terminat mandatul, am tăcut 2 luni și în timpul ăsta campaniile împotriva mea s-au întețit, așa că eram obligat să ies într-un fel sau altul în spațiu public și să încep să-mi apăr mandatul. Măcar să încerc, dacă nu știu dacă o să reușesc, dar să încerc trebuie. Dacă n-ar fi existat această evoluție în justiție, ați fi păstrat o perioadă și mai lungă în care să păstrați tăcerea? O, da. Mi-aș fi dorit o relaxare din aceea, pe fondul faptului că am descoperit și eu ce înseamnă să te trezești dimineața fără griji. Deci, cât am fost pe mare și somnul era cu griji, cât am fost director dimineața eram cu griji, cât am fost subsecretar de stat, secretar de stat era cu griji, cât am fost ministru era cu griji, cât am fost primar general aveam griji mai multe ca oricând, cât am fost președinte mă trezeam cu griji, cu apăsare în spate. De când mi-am terminat mandatul, e prima dată în viața mea când dimineața mă trezesc și nu spun trebuie să fac asta, am problema asta, trebuie să rezolv asta. Nu. E extraordinar și cred că mi-ar fi plăcut să zăbovesc mai mult timp în această stare. Lumea colaboratorilor sau a foștilor dumneavoastră colaboratori, pe care de asemenea presa i-a analizat îndeaproape în ultimul timp, e împărțită în colaboratori fideli chiar și azi, trădători, oameni care încearcă să se desolidarizeze. Care e omul care va trăda, care va decepționa cel mai mult? Nu există. Ultima echipă de consilier pe care am avut-o, e o echipă cu care vorbesc și acum, ne auzim, ne mai întâlnim la o cafea, mai... Deci, și dacă mă uit la emisiunile la care ei participă, spre exemplu, un Iulian Chifu, un Iulian Vota, trebuie să vă spun că sunt mândru că sunt chemați foștii mei consilieri la emisiuni de televiziune, în dezbateri, că au puncte de vedere pertinente și mă gândesc care e echivalentul lor la Cotroceni acum. Și diferența e mare. În favoarea foștilor consilieri prezidențiali. E slabă actuală echipă de consilieri? Nu, n-aș critica. Eu m-am bucurat doar că am avut o echipă de consilieri care acum sunt utilizați în spațiu public de multe televiziuni pentru a explica lucruri. Ce ar fi trebuit să facă, în opinia dumneavoastră, domnul Iohannis până acum și n-a făcut? Mi se reproșează că a tăcut mult și a avut o perioadă de inactivitate. Doamnă, nici mie nu mi-ar fi plăcut să-mi spună Emil Constantinescu sau Ion Iliescu ce ar trebui să fac. Și nici n-au făcut-o vreodată. Că m-au criticat, că m-au înțepat pentru o acțiune sau pentru alta, asta e altceva. Deci voi rămâne și eu în această linie din a nu spune, domnule președinte, trebuie să faci asta. Sigur, când o să consider, o să spun... Părerea mea e asta, nu așa trebuia făcut, ci așa. Spre exemplu, cum am spus la vizita pe care a făcut-o în Ucraina. Într-un moment în care minoritatea românilor din Ucraina era extrem de presată și să fie încorporată, trimisă în estul Ucrainei, în zona de război, și puse sub semnul întrebării drepturile pe care le dăduse președintele alungat Ianucovici în ceea ce privește învățarea în limba română. Era o presiune extremă, pe presiune care e valabilă și acum, pe minoritatea românilor. N-aș fi pierdut ocazia să am o întâlnire cu românii. Domnule Băsescu, e complet
eliminată din perspectiva dumneavoastră de un politic acea posibilitate în care ați fi putut să vă doriți să fiți prim-ministru? Pentru că s-a vorbit mult despre asta, mai ales spre finalul mandatului dumneavoastră. Doamne, e complet aiurea și nerealist. Cum să vrei să mai fii prim-ministru după ce ai fost președintele României? N-ai cum. Nici resurse morale nu găsești, de ce să te autodegradezi? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc mult.